Dragilor, deschidem cuvântul Domnului în Isaia, în capitolul 46, în seara aceasta, versetul 3 și versetul 4. Pentru o încă promisiune mare a Domnului, Isaia 46, versetul 3 și versetul 4. Citim cuvântul Domnului. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umeri de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețile voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Amin. Ședeți. Până la bătrânețea voastră voi fi același, până la căruntețile voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Aleluia! Dumnezeu ne spune că ne-a luat în spinare de la naștere, deci să nu cumva să credeți că atunci când sunteți tineri mergeți singuri pe cale cu Dumnezeu. Nu! De când te naști și până când pleci de aici, tot Dumnezeu te poartă, ascultați ce frumos, în spinare. Păi câți dintre dumneavoastră v-au dus părinții în spate așa, știți? I-ați ținut după, ridicați mâna sus. Ridicați mâna sus. Așa vă duce Dumnezeu. Că e tată. Tată, zice, în spinare, v-am purtat în spinare, ce Domnul. Problema mare a predicii a fost de când începe bătrânețea, că dacă Dumnezeu zice că la bătrânețe voi fi împreună cu voi, că dacă mă iau după cărunteți, eu m-am născut cărunt, de exemplu, da? Nu te poți lua după asta. Ia, surorile au reușit performanța să nu mai vedem nimic cărunt aici în biserică. Deci. Când începe bătrânețea, că tot auzim că e o stare, că nu știu mai ce, o stare inimii. Eu am ajuns din experiență la două concluzii. Bătrânețea începe când ți saburește oglinda de la baie și îți place că nu vezi ceva. Și să știți că bătrânețea e instaurată bine în momentul în care lumânările din tort îți mai scumpe decât tortul. Dumnezeu, să știți că nu se schimbă în relația cu noi. Dumnezeu ne vede la fel când suntem copii, când suntem maturi și când suntem în vârstă. Dumnezeu nu se schimbă relația cu noi, dar să știți că oamenii ne văd diferit. Oamenii ne văd diferit. Mă, sunt îmbătrânit. Dacă auzim că a murit cineva, zicem câți ani au avut? Nu a trăit-o destul. Dar așa treceți de ușor peste chestia asta, știți? Dar nu l-ați întrebat pe el dacă mai voia să mai trăiască sau... Automatic categorisim. Nu, când suntem bătrâni, noi ne vedem diferit pe noi. Cei din familie ne văd diferit. Nu? Într-un fel sau în altul. Nu mai vorbesc statul cum ne vede de diferit. Mari mâncători de pensie. Viermii care nu mai mănâncă toată ziua și nu produc nimic. Dumnezeu ne vede la fel, slavă Lui. Mă bucur că Dumnezeu nu-i ca familia, Dumnezeu nu-i ca biserica, Dumnezeu nu-i ca, statul român. Dumnezeu ne vede la fel. Și la fel de tare îi place de noi și când suntem tineri și când suntem în vârstă. Se întâmplă ceva, că devenim cumva mai obosiți. Ne dăm seama că s-a schimbat ceva în noi. Și ceilalți își dau seama că s-a schimbat ceva în noi. Am tot căutat prin poeziile poeților români și poate cea mai frumoasă poezie care vorbește despre bătrânețe. Și nu bătrânețea personală, ci bătrânețea tatălui, într-un fel sau într-altul. Am găsit-o la Adrian Păunescu, se numește poezia Lacrimi pentru Tatăl Învins. Unde vă duceți puteri părintești și vă tot stingeți mereu? Tată, ce faci? Și de ce îmbătrânești, tu frate mai mare al meu? Când eu eram mai tânăr și tata era tânăr, jucându-se cu mine ca în basme și minuni, el mă purta pe brațe și m-a aruncat pe umăr. sau ne trânteam prin iarbă ca doi prieteni buni. Era bărbat puternic, intra cu sacul moară, nu-l speria nimica, avea puterea sa. Și mă învingea la luptă în fiecare vară. Și protector și tandru spre mine surâdea. Dar a venit o toamnă cu mult porumb de lapte, dar a venit o toamnă cum n-aș mai vrea să văd. În mine era ziua, în tata era noapte. Și a început al vâstrei neînfrânat prăpăd. Noi ne jucam de-a trânta, stând umăr lângă umăr, și l-am simțit că pică sub umărul meu stâng. Și am înțeles că tata de atunci nu mai e tânăr. Și învingător în luptă, am început să plâng. Ca un copil sub mine voia să se agațe de un umăr mai puternic ca să nu-i fie greu. Și îmi venea să urlu și apoi să-l port pe brațe. Tu iartă-mă de toate, părinte bun al meu. A fost cea mai cumplită și cea din urmă trântă. Lătrau în depărtare și în sângele meu câini. Am ajutat făptura părintelui meu sfântă și lacrimi de iertare îmi șiruiau pe mâini. Aș vrea să se întoarcă iar vremea minunată când tu în bătălie mă învingeai ușor. Mai lasă-mă odată și fii puternic, tată. Mai bate-mă odată și fii puternic, tată, că tu crescând în vârstă și eu încep să mor. Îndreaptă către ceruri puternicul tău umăr, tu care în biruință mai cald mă ocrotești. Învinge-mă în luptă să cred că mai ești tânăr. Așează-mă sub brațul tutelei părintești. E o poezie frumoasă, e o poezie care ne vorbește despre faptul că părinții noștri, încet, încet, îmbătrânesc. Vreau să vă spun că Biblia are o viziune optimistă atunci când Dumnezeu vorbește despre bătrâni. Deși noi avem o plăcere sadică de a citi din Ecleziastu ce înseamnă bătrânețea. Dar nu luați voi pe Solomon ca exemplu. Că Solomon toate le-a văzut rău. Și el e un defetist și un pesimist din naștere a fost așa. Ascultați cum vede Solomon, da? În Ecleziastul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zile tinereții tale până nu vin zilele cele rele. Bravo, Solomon! Bravo! Bătrânețele zilele reale. Bun, de la bun început ne dăm seama cât e de optimist. Și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stele și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnicii casei, mâinile, că nu mai poți ține o cană numai cu 3 mâini, 4, 5... cu ajutorul altora, să se înconvoie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, de obicei se opresc direct într-o bucată de pâine. Acolo îți dai seama că a doua nu mai poți mânca. Căci s-au împuținat până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, auzi, ochii, și cauți o zi întreagă de ochelari, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scola ceripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețul se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu pere albi și de-abia se târește lăcusta, până nu strec poftele căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele. Bă, ce, n-ai murit încă. Cum se zice la noi la Bihor, când se îmbolnăvește o mai bătrână, apar 3 bătrâne, 4 din sat lângă ea. Nu, gata ești omul, draga mea, ei dară, zice, mai întărește, mai fim alături. Până nu se rupe funea de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, tot așa și gata, intrăm în depresie. Deci, Dumnezeu nu vede așa. No, bun, citim o carte, îl luăm pe la bruier, zicea, ăsta e frate cu Solomon, zice, partea frumoasă a morții este că pune capăt bătrânețe, zicea la bruier. No, alt Solomon și ăsta. Dar Dumnezeu nu vede așa. Uitați ce face Dumnezeu cu oamenii lui în vârstă. Nu vorbim de Michelangelo, care la 80 de ani încă sculpta. Nu vorbim de Milton, care la 80 de ani aproape, la 70 și ceva de ani, vă rog să mă iertați, scria Paradisul pierdut. Nu vorbim de oameni care au făcut ceva opere mari după 70 de ani. Nu. Discutăm de ce face Dumnezeu cu lui. Daniel, la 84 de ani, era în groapă cu lei. Acolo era. Acolo l-a găsit Dumnezeu vrednic să facă lucrul ăsta. Moise și-a început lucrarea de a aduce poporul lui Israel la 80 de ani. Fratele lui, Aaron, era mare preot la 83 de ani. Aduceți-vă aminte de Ioan, care a primit Apocalipsa, a primit vedenii cerești, avea aproape 90 de ani. Dumnezeu are de lucru cu bătrânii și ziceți amin. Amin. Dumnezeu începe cu mulți dintre ei la 80 de ani lucrarea. Mai ales că citeam zilele acestea, de exemplu, creierul unui om se dezvoltă și devine matur, ascultați, matur, după 55, între 55 și 60 de ani. Abia aștept să mă maturizez. Ce nelumocoi, amin. Las că vorbesc eu cu tine după ce termin predica. Deci la 55-60 de ani, că la noi ești gata, ești terminat. Biblia, să știți, ne spune cum să-i privim pe bătrâni. Dumnezeu îi vede luminos pe bătrâni. Deci Biblia, vă spun și cum să-i priviți voi pe bătrâni. Noi, și asta e treaba noastră, cum ne ciulim toți urechile și vă ciuliți toți tinerii de la balcon urechile. Zice așa, în Levitic 19, să te scoli înaintea perilor albi și să-l cinstești pe bătrân. În Proverbe 20:29, slava tinerilor, puterea, podoaba bătrânilor sunt perii albi. În 1 Timotei 5, nu mustra cu asprime, spune Pavel lui Timotei, care era episcop tânăr. Nu mustra cu asprime pe cel bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un frate, că tu ești episcop. Mai departe, în Ioel 2, voi turna Duhul meu peste toți. Fiii voștri vor profeții, bătrânii voștri vor visa vise. Aici nu vorbește despre visele acelea când dormi în fotoliu. Nu, ci visele care au o încărcătură spirituală. În Daniel 10, ce spune Dumnezeu lui Daniel la sfârșitul vieții lui? Nu te teme de nimic, om preiubit și sfânt. Nu te teme de nimic. Pentru că zice Dumnezeu, fii tare și cu inimă. La 90 de ani spune Dumnezeu lucrul ăsta. Pentru că eu sunt cu tine. Ascultați ce spune, om preiubit. Dumnezeu nu aruncă bătrânii în azile. Dumnezeu îi numește oameni preiubiți. Fiți tari, asta le spune Dumnezeu. Pentru că poate să fie bătrâneța, să fie o problemă de esență, nu de aparență. Italienii au un proverb interesant. Ei spun italienii în felul următor, motorul este totul, caroseria nu contează. Vă rog să fiți atenți, au dreptate. Pentru că ea caroseria o face cum o facem. Dacă se duce motorul e o problemă. Și motorul e inima noastră. Și dacă în inima noastră ne simțim tineri și acționăm ca niște oameni tineri, atunci caroseria nu mai contează. Deși avem probleme cu ea, spunea Adi mai înainte, diabet, hipertensiune și o grămadă. Dar contează cum gestionează aceste lucruri. Știți ce spun medicii? Bătăliile le pierdem aici. Bătăliile din trup le pierdem aici. Adică ea nu vizează bătrânețea conținutul, ci ambalajul. Acum când vorbim despre ambalaj, ne gândim că trupul îmbătrânește, niciodată Duhul. Duhul e spiritual, Duhul nu îmbătrânește niciodată. Da, îți îmbătrânește carcasa, caroseria se duce, dar Duhul rămâne forever young, totdeauna tânăr. Vreau să înțelegeți în acest lucru, că pe Dumnezeu nu-L interesează caroseria ta, că oricum Dumnezeu vrea să schimbe caroseria asta. Nu spune Sfânta Scriptură așa, că va fi schimbată la venirea Lui. Primul lucru pe care Dumnezeu îl va face, va lua Duhul tău și va schimba caroseria. Vreau să citesc câteva versete din Corinteni. Spune cuvântul Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16 și versetul 18. De aceea noi nu cădem de oboseală, ziceți amin, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece. Totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Omul din lăuntru, avem un om în lăuntru, de asta trebuie să aveți grijă. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. La riduri. Deci asta e marea noastră problemă. Ci la cele care nu se văd. Să nu vă faceți riduri în suflet. Asta e problema voastră. Că în suflet nu mai poți pune botox. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. No, fetele, vedeți cum trebuie să vă măritați. Gândindu-vă, și băieții cum trebuie să vă însurați. Pentru că lucrurile care nu se văd sunt mult mai importante decât cele ce se văd. Pentru că băiatul ăsta de astăzi, pe care le iei acum, nu știu cum, mâine e chelul cu burtă. Înțelegi? Și care sfore. Și atunci dacă te-ai căsătorit cu o caroserie, aia se schimbă. Și aveam probleme. Am ajuns la concluzia cu Rochefoucauld, și eu cred ca el, că puțini oameni știu să fie bătrâni. Că există o artă de a fi bătrân. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am cunoscut în biserica aceasta oameni care știu să fie bătrâni. Și știu în continuare să fie bătrâni. Adică va trebui să vă păstrați totdeauna Duhul tânăr și mintea să vă păstrați deschisă. Cât de superb este Fontanel când la 100 de ani zice sunt oarecare dificultate de a exista la 100 de ani. Și cel care a inventat fotbalul, domnul Alonso Flagg, la 102 ani a primit vizita unui reporter de la BBC și a luat ăsta un interviu. Ăsta avea 102 ani, mă, domnul Flagg, la care zice reporterul la sfârșit, zice, ne rugăm ca Dumnezeu, zice, să ne facă parte de o întâlnire și la 103 ani. Zice, la peste un an aș vrea să vin să vă mai iau interviu. La care domnul Flagg se uită la el și zice, mă, eu cred că e reușit, că te văd destul de sănătos, nu? Te văd destul de sănătos, poate, nu, că Dumnezeu face o minune și vei fi și la 103 ani, și la mine. Fiți frumoși, nu fiți bursucei răi și urâți. Vreau să vă spun, știți la câți ani se poate instala bătrâneața? La 16, la 18, la 20 de ani. Poți fi bătrân la 21. Bătrâneața nu are treabă cu ani, să știți. Există oameni bătrâni care au buletinul foarte tânăr. Eu știu că sunt tot felul de probleme și știu că nu e ușor. Mai ales, de exemplu, când intervin tot felul de probleme și nu ne mai aducem aminte de ele și trebuie să luăm medicamente după aceea și uităm. Asta e o problemă a bătrânilor, uitare, mai uităm. Am citit odată despre doi bătrâni foarte simpatici la care s-o soție în casă, amândoi stând în fotoliu. Amândoi luau niște medicamente de uitare, așa puțin, dar ea zicea, eu iau numai pentru tine. Nu că așa avea nevoie, să dau curaj. Într-o zi îl prinde pe bătrân mergând în bucătărie. Ce faci? Unde te duci? La frigider, zice bătrânul. Zice bătrânica, dacă tot te duci la frigider, adu mai mult și mie o înghețată. Sau vină și scrie, zice, că tu-i uita până ajungi la frigider. În timp ce mai face bătrânul, nu-i nevoie că nu uit. Nu, atunci zice bătrânica, pune și niște zmeură pe ea. Pune un tombol și pune niște zmeură. Uiți, parcă văd că uiți. Nu uit, zice bătrânul, scrii, nu scriu. Nu, atunci pune și niște frișcă pe ea. Acum 100% că-i uita. Îi vedea că nu-i uita. După 20 de minute, apare bătrânul și aduce o omletă. Ouă ochi, ouă bătute și cu niște slănină friptă. Se uită bătrâna la el, bătrânica, și zice, bine că uita pita prăjită. Adică, știți ce e frumos la noi? În momentul în care veți îmbătrâni, soție, gândiți-vă că tot carne din carne, tot os din oase sunteți, tot aceiași. Adică trebuie să învățați să conlucuiți împreună, știind că e mai greu, dar poate fi mai frumos. Poate fi și mai frumos. Așa că am vrut să vă spun că e bătrânețe frumoasă și vreau să vă spun un lucru important acum pentru bătrâni. Bătrânețea este o vârstă a responsabilităților. Și o să vă explic. Noi avem, de exemplu, ideea asta că în momentul în care trecu peste un anumit număr de ani, gata, nu mai trebuie, nu mai fă nimic, las că facem noi. Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu scoate bătrânii la pensie. La pensie scoate statul și statul îi scoate acum pe zi ce trece tot mai târziu. Chiar m-am gândit să-i propun la președintele Iohannis, că el poate că ascultă de mine, să-i scoate la 90 de ani. Că oricum nu mai sunt bani de pensii. Și atunci măcar știi că te mai ocupi cu ceva. Mai mergi la lucru, mai una alta, statul, nu mai suntem. Că zice că suntem un balast pentru stat. Eu zic că 90 de ani ar fi o vârstă potrivită, 88 pentru femei. Ce vreau să spun tuturor celor care sunteți în vârstă și ascultați predica noastră? Că sunteți aici în sală, că sunteți acolo. Vreau să vă spun câteva lucruri. 1. Aveți amintiri multe. Povestiți-le. Aveți amintiri multe. Povestiți-le. Adică nu pot înțelege cum predicatori tânări de 20 și ceva de ani vin și folosesc cuvântul la amvon. Îmi amintesc că... Opa, ce-ți amintești? De când erai în lichid? Ce-ți amintești? Bătrânii trebuie să-și amintească. Pentru că ei au trăit o viață lungă și au ce să povestească. Povestiți, cei care sunteți în biserica noastră în vârstă, povestiți cum a început biserica asta cu 3 oameni. Povestiți că ei cred că a început cu 500. Povestiți amintirile voastre. Spuneți-le cum Dumnezeu a lucrat și ce pietre de hotar a pus. Nu mă satur, există foarte mult material pe YouTube. Asta fac, ascult poveștile bătrânilor care au luptat în al doilea război mondial, care au îndurat foametea. Atât de mult îmi plac poveștile acelea când spun cum Dumnezeu i-a scos din Stalingrad, din încercuire. Și cum Dumnezeu le-a purtat de grijă. O să vedeți minuni pe care Dumnezeu a făcut cu anumiți oameni. Oamenii cred că totdeauna au fost mașini, ăștia tineri de astăzi, că totdeauna au fost mâncare din belșug, întotdeauna au fost frigider. Oamenii ăștia tineri de astăzi nu concep că ați putut, așa cum de dimineață mi-a scris cineva, cum s-a putut întâmpla ca jumate din familie să meargă, din copii să meargă o zi la școală și jumate să meargă a doua zi ca să-și ia hainele și încălțămintele. Nu ori conceput de dimineață că n-ai putea avea o pereche de pantofi, că de fapt ai o pereche de tenis împreună cu fratele tău. Și o zi o folosește unul și o zi o folosește altul. Nu-ar putea concepe. Povestiți, aveți amintiri. Spuneți-le oamenilor cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră. Spuneți-le, avem nevoie de poveștile dumneavoastră. Ați mai rămas din biserică 5 din cei care ați început biserica. Și vreau să vă spun în seara asta, și o să am grijă, că eu când promit ceva încerc să mă țin de cuvânt. O să trimit camerele video la dumneavoastră, să vă înregistreze, să povestiți până nu mai puteți. Și facem casetă după casetă și înregistrăm, pentru că vreau, și așa am pierdut, că în alte țări, când mureau bătrânii, zicea că o ars biblioteca. Pentru că voi sunteți biblioteca spirituală noastră. Voi sunteți. Ascultați-mă, voi sunteți singura noastră comoară. Zidul lasă zero. Dacă nu avem amintiri din spate și dacă nu avem legăturile astea frumoase pe care dumneavoastră le puteți face cu generația tânără, ăștia vor crede că nimic n-a fost nici înainte ca acum. Pentru că trebuie să sădiți în ei dragostea de Dumnezeu. Uite ce-a făcut Dumnezeu cu noi. Voi aveți amintiri. Predicatorii tânări n-au ce să povestească. Dar voi puteți să spuneți lucrurile acestea. Adică aveți și înfrângele noastre. Povestiți-ne și înfrângele noastre. Și căderile dumneavoastră. Povestiți tot. Pentru că voi sunteți biblioteca noastră pe care trebuie să o citim. Și vreau să vă mai spun ceva, tot aici legat la asta. Aveți amintiri multe, dar nu trăiți în ele. Visați la ceva nou pentru biserică. Visați la ceva nou pentru trezirea spirituală. Vreau să vă spun ceva. Orice trezire spirituală din lume, când s-au pocăit țări întregi, au pornit de la oameni tineri care au predicat și au dus cuvântul, dar la rugăciunea bătrânilor Dumnezeu a ridicat un om tânăr care a mers cu Evanghelia mai departe. Pe voi vă ascultă Dumnezeu. Știți de ce vă ascultă mai repede decât pe noi? Pentru că voi sunteți mai aproape de cer și Dumnezeu știe că trebuie să dea, să pună în voi, în fiecare, putere mai multă acum. Ca atât cât mai stați pe pământul acesta, să faceți ceva semnificativ. Asta vreau să vă spun. Eu cred că trezirea în biserica noastră și trezirea în oraș, trezirea în țară, încep dacă bătrânii noștri se roagă. Pentru că Dumnezeu va ridica un om, Ioan Botezătorul. Și apropo, am un meduse în minte. Elisabeta și cu Zaharia l-au născut pe Ioan Botezătorul, la bătrâneațe. Iosif, când a născut pe Domnul Iisus Hristos, Maria când a născut, avea un bărbat lângă ea, care ce-o zis, îți bătrân, nu fac nimic. Nu, l-a crescut pe Hristos. L-a crescut pe Domnul nostru. Când a trebuit să fugă în Egipt, bătrânul ăla a fugit în Egipt să protejeze copilul. Aveți de protejat ceva. Aveți de protejat o generație tânără. Și vreau să vă mai spun ceva. Tinerii de astăzi nu vin să se mărturisească la cei tineri. Vor să spună problemele și poverile la oameni bătrâni. Ascultați-i și ridicați-i. Ridicați-i. O vorbă de-a dumneavoastră, celor bătrâni mai în vârstă, contează enorm de mult. Că dați mâna cu ei, dacă îi luați în brațe, pentru ei o semnificație deosebită. Asta e primul lucru. Apoi vreau să vă spun al doilea lucru care trebuie să-l faceți, al doilea sfat. Aveți o frână puternică. Aveți frână puternică, voi bătrânii. Folosiți-o cu moderație. Și să vă spun un lucru interesant. Vedeți, tinerii sunt motorul unei biserici. Bătrânii sunt frâna unei biserici. O mașină, ca să meargă bine, are nevoie de două lucruri capitale. Motor și frână. Din păcate, în multe biserici au fost numai motor și s-o da păstă ca biserica aceea. Dar în alte biserici au fost numai frână, puternică, până în blană. Și bisericile cele au murit. Fiți oamenii aceia care să înțelegeți că nu există război între generații. Există conlucrare între generații. E nevoie de frâna voastră cum e nevoie de motorul lor. Ei să fie motor și voi să fiți frână. Ei să nu spargă segmente din motor și voi să nu apăsați prea tare pe frână. Sfat. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun aici. Aveți o obligație pentru întreaga viață. Achitați-vă de ea. Și care e obligația voastră? Până plecați de aici, aveți obligația ca să duceți Evanghelia mai departe. Pentru că nu zici Domnul Iisus Hristos, duceți-vă în toată lumea și când îmbătrâniți, puneți-vă pe scaun. Până când pleci de aici, ești în vârstă, vorbește despre Hristos. Încurajați-i pe oameni. Oamenii se tem, dar voi ați mâncat mălai. Și ați fost încălțați cu opinci și încălțate cu opinci. Încurajați-i că să temă ăștia, să tem generația asta, să teme foarte tare, că moare de foame. Spuneți-le că David a zis, am fost tânăr și am îmbătrânit acum. Și ca bătrân vă spun că n-am văzut pe copiii Domnului cerșindu-și pâinea. Că dacă spunea un tânăr, n-am văzut pe copiii Domnului cerșindu-și pâinea. Stai, la 20 de ani poți vedea multe, deci încolo. Dar când vii să spui tu, om în vârstă, uite, am îmbătrânit. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne poartă de grijă, cum ne-a purtat tot timpul. Știți ce trebuie să mai faceți? Să avertizați pe tineri, ca unii care știți foarte bine, că plăcerile vieții și nebuniile tinereții scurte și îl plătesc scump. Scump. Că dumneavoastră aveți liste cu oameni care s-o dă peste cap. Spuneți-le asta. Spuneți-le că am ei cu ăla. Spuneți-le. Trec toate astea. Trec toate. Dar ce lui Hristos ai făcut va rămânea. Spuneți-le tinerilor asta și mângâiați-i pe cei în suferință. Citeam un studiu făcut zilele acestea, în urmă cu vreo 2 săptămâni de zile, de o asociație suedeză. Și spunea, am făcut o asociație medicală suedeză și spuneau suedeză un lucru grozav. Ne pare rău, zice, că am scos pe bătrâni din ecuație. Pentru că nimeni nu putea să încurajeze și să mângâie mai bine pe cei în suferință decât au făcut-o. Și au făcut un experiment. Într-un spital, din boli terminale, pe la paliative, ori luat bătrâni să meargă să-i încurajeze pe oameni. O știu să o fac altfel. Mai bine decât preoță, mai bine decât pastorii, mai bine decât doctorii, bătrânii nu știu să spună ceva. Am trecut pe ele. Și parcă e mai ușor de îndurat suferința când cineva spune, nu se termină tot aici. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei, bătrânii, aduc roade și la bătrânețe și sunt plini de suc și vers. Sprite, Mountain Dew sunteți, ascultați-mă. Aveți clorofilă în voi, se produce un proces de fotosinteză, dacă zice Biblia că sunteți verzi. Deși poate nu vi se pare, fiți cu inima aceea tânără. La 2 bătrâni, vă spun ceva, că mi-aduc aminte. Le-au murit partenerii și s-au hotărât cei 2 văduvi să se căsătorească. Și moșul ce s-a gândit, că se duce și se pune, că o văzut ea cum se pune în genunchi, s-o ceară. Da, fiți atenți ce-o zis. Am la tine, zice, 2 rugăminți. 2 probleme pe care, 2 întrebări am. Și la care au zis ea, spune-mi prima, vrei să fii soția mea? Și ea au zis, da. Care-i a 2-a întrebare? Vrei să mă ajut să mă ridicăm? Adică e bine să ții măsuri de precauție în viață. Ca să nu primești răspuns numai la o întrebare. Voi trebuie să fiți oameni cu o inimă deschisă. Și mai am ceva să vă spun, pe care vreau să închei. Pentru că mi se pare că e foarte important să vă spun că Dumnezeu vă iubește foarte tare. Vreau să vă mai spun că mai e ceva. Și trebuie să fiu cinstit cu voi. Aveți o vale de trecut. Bucurați-vă. Știți, de exemplu, că sora Iuții a știut că pleacă? Și-a spus zilele acestea că gata, s-a sfârșit totul. Știți cât de important a fost pentru noi când a venit aici în biserică, în față, încă o dată vreau să spun asta ca să rămână aici pe înregistrare, când ne-a povestit că i-a arătat Dumnezeu locurile alea unde o duce. Nu există mângâiere mai mare decât să facă Dumnezeu cu tine un tur a cerului. Ca să spui, vezi că în curând vin să te iau acolo la mine. Asta e lucru mare. Mare. Aveți o vale de trecut, cum o avem și noi, dar parcă voi sunteți mai aproape de valea aia. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Cel care v-a purtat pe brațe, în spinare, zice, nu pe brațe, în spinarea Lui, de când v-ați născut și până acum, nu vă va părăsi la poarta cimitirului. Să nu vă temeți de valea aceea, că dacă ați fost credincioși toată viața aici, va fi foarte bine pentru voi dincolo. Dumnezeu n-are anexe în cer, nici coridoare. Vă va da ce este mai bun. Eu știu că există o temere, pentru că David zice la un moment dat în Psalmul 71, versetul 18, nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețele cărunte. E frică. Că vreau să vestesc tăria ta. Și acum ascultați ce spune David. Neamului de acum. Deci am înțeles, bun. Generația acestea. Și vreau să vestesc puterea ta. Neamului de oameni care va veni. Adică sunt dator, nu numai generația acesteia, ci și generația următoare. E nevoie de înțelepciunea voastră în biserică. Să-mi promiteți că nu muriți, bine? Vă poruncesc în numele Lui Iisus Hristos să mai trăiți. Avem nevoie de voi. Au rușii o istorioară pe care vreau să vă spun că într-un oraș undeva în lume, într-o cetate pe vremuri, tinerii au hotărât să omoare toți bătrânii. Au zis, ăștia sunt un obstacol în calea progresului și au omorât pe toți. Dar un tânăr a vrut să salveze tata, bătrân, și l-a ascuns pe bătrân undeva. Tăcut din gură, în fiecare zi mergea la bătrân în beci și aducea de mâncare, nu a spus la nimeni nimic. Peste cetatea aceea au venit ca să o distrugă și să ia prizonieri o împărăție mare. Și ăștia căutau neapărat sămânță de scandal. Și au zis ăia așa, știind că nu mai au bătrâni, au zis, noi, bătrânii noștri, în urmă cu vreo 100 de ani, au împrumutat bătrânilor voștri o funie de nisip. Să ne dați înapoi funia, că dacă nu ne dați înapoi funia, aia de nisip, noi vă dăm foc la cetate și o ardem tată. Tot gândit ăștia și vor neapărat scandal cu noi. Nu știu ce să facă și-o zis la un moment dat împăratul la tânăr din cetatea asta, o, dacă mai avea un bătrân. La care tânărul a zis, este unul, tata. Uite, a făcut un lucru rău, nu l-am omorât pentru că nu pot face treaba asta. Aduceți-l repede aici, poate și aduce la minte de împrumutul ăla. Și a venit și a spus, uite, suntem prăpădiți. Nu sunteți, o zis bătrânul. Uitați cum facem, scriem o scrisoare, cum o zis bătrânul, și vă duceți cu ea la ei. Și le spuneți așa, mă, noi am 100 de ani când am împrumutat de la voi funie din nisip. Noi am împrumutat și de la alte cetăți câte o funie din nisip. Și am nu mai știm care a fost a voastră. Dați-ne un căpătuț din ta voastră ca să știm care îi în depozit. Dacă nu ia câtă casă. Ne-au primit cu atâta bucurie bătrâni în biserica aceasta. Au știut să se dea discret la o parte. Dar nu s-au îmbufnat și n-au zis, nu ne mai interesează nimic. Nu erau decât o mână de oameni. Media de vârstă a bisericii era crescută. Ne-au iubit și ne-au primit cu drag. Niciodată nu ne-au făcut, și asta vă spun că slujesc aici din 1993, biserica din Beiuș. Niciodată nu ne-au făcut, mie personal ca păstor, nici cea mai mică problemă. Din contră, au fost oameni pe care ne-am bazat întotdeauna. Din puținul lor dăruiesc și astăzi, vin la biserică cum pot, câteodată uităm de ei cu microbuzele joia, promit că nu o să se mai întâmple să mai uităm. Întotdeauna ați avut grijă de noi spiritual. Dacă se întâmplă ca astăzi să avem niște binecuvântări pe care le vedem, se datorează lucrării lui Dumnezeu, lucrare care a început în momentul în care voi v-ați rugat. Când am zis că trebuie să renovăm pe strada Plopilor, n-ați zis nimic. Ne-ați lăsat și am spart totul pe acolo și am făcut școală duminicală. După aceea, când ne-am mutat pe 22 decembrie, n-ați zis nimic. Și ați venit și ați muncit cu noi și ne-ați adus mâncare și ne-ați binecuvântat. Și între cei care au muncit împreună cu noi, o mare parte sunt acolo sus. Și zi după zi, tot mai dispăreați câte unul discret, așa. Și vă vorbea Dumnezeu. Mi-aduc aminte când a plecat sora Ana dintre noi, mi-a spus mereu, înainte cu o lună de a pleca sau două, a zis, pastore, tu nu vei fi la mormântarea mea. Așa mi-a spus Domnul. Și eram plecat în Australia, că m-aș fi întors, de eram în Australia, la capătul celălalt de lume. Și zice, m-a rugat la Dumnezeu ca să mă ia din casa Lui. Dacă vă aduceți aminte, pe 22 decembrie, numărul 9, acolo unde avem biserica, când frații au zis și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, ea a căzut jos. Pentru că și-a dorit să locuiască. O zis acasă, deși avea o familie foarte bună și o duceau la biserică. Dar o zis, pentru mine casa asta sunteți voi. Aș putea să vorbesc despre fratele Popa, despre sora Ana care a mai rămas în viață, despre fratele Nicolae Lezeu, despre sora Veronica, despre sora Betea. Noi ne apucam să construim, să căutăm pământ pe nu știu unde și le spuneau, dar zice, nu e acolo. E acolo sus pe deal va fi biserica. Duhul lui Dumnezeu le spunea. A fost atât de ușoară mutarea aici în sală, pentru că ei aveau profeții. Când Dumnezeu mi-a vorbit să-l aduc pe Adrian la noi în biserică, trei zile a stat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit prin cuvânt. După aceea i-a vorbit Dumnezeu printr-un vas de lucru. Și știți ce a văzut omul acela? Ca un fel de autobandă de sus de pe deal. Noi n-aveam biserică, nici pământul aici, nimic. Care cobora jos în vale. Și acum ascultați cuvântul, mii de oameni îmbrăcați în alb. Cine se gândea atunci că eram o mână de oameni? Ce mii de oameni îmbrăcați în haine albe, care coborau pe un fel de autobandă. Când m-am dus și am adunat bătrânii și frații mei care erau cu noi atunci și ne-am dus pe strada, când ne-am dus că trebuia să ne mutăm într-o altă casă de pe strada Plopilor. Am ajuns în spital și am fost internat o lună de zile în spital. Și Dumnezeu mi-a arătat o casă în Beiuș, dar n-am văzut exteriorul, numai interiorul casei. Și vorbeam zilele acestea cu păstorii de asta. Și am văzut o bucată de 1 metru pătrat de podele arse. Și am văzut că în loc de scânduri aveau dulapi de stejar jos. Deci era ceva, o casă foarte veche și le-am spus, uite, Dumnezeu spune că am ridicat destul capul spre El și acum să lăsăm capul jos. Duceți-vă și căutați prin Beiuș o casă care are podelele arse pe 1 metru pătrat. Și toți au mers așa prin case. Și stând în spital au venit la mine într-o seară și mi-a spus, am găsit casă. Sunase cineva din Simleu, Silvaniei, și a spus, am o casă de vânzare, dar nu, sună pe un frate, fără să știe că noi căutăm casă. Și fratele a zis, foarte bine, mergem să o vedem, cheia e acolo. Cheia e acolo. Le-am spus, duceți-vă, intrați în casa aceea și priviți jos. Și au venit rapid la mine și au spus, am găsit-o. Ai. Zice, are podelele vechi și are 1 metru pătrat ars. Știți cum am cumpărat casa aceea? Tot cu bătrânii noștri. Au ajuns să dea din casă, să se gândească ce ar mai putea vinde. Pentru că au avut un vis. Aș vrea ca să ne rugăm pentru ei seara asta. Au mai rămas 5. În fiecare zi auzim vești că mai pleacă câte cineva. mai pleacă câte o carte din bibliotecă. Ceilalți îmbrățișați și spuneți-le vorbe frumoase, pentru că va veni vremea în care ne va părea rău că am fost lângă ei și nu le-am dăruit o îmbrățișare. Deci să nu credeți, bătrâneațe, haine grele cu tristețea după ele. Că știți ce bătrâni avem noi în biserică, care spiritual, stari, care nu vor să fie povară de niciun fel pe nimeni. Ascultați-mă, eu știu cum sunt bătrânii din România. Exact ca bunica mea. Știți ce a zis bunica mea? O zis bunica mea, de sub mine nu ia nimeni. Tot a fost bine cu ea, până în ziua în care ne-am hotărât noi ca niște proști să facem rost de un scaun din ăla. Știți scaunul ăla? Scaunul la toaletă. Și în momentul în care l-am dus în casă, scaunul ăla s-a uitat la noi și nu a fost o povară. Niciodată n-a fost o povară pentru noi. Departamentul social al bisericii n-ajută pe niciunul dintre voi, pentru că nu-i nevoie. Pentru că Dumnezeu a spus că vă va purta de grijă de la tinerețile voastre până la bătrânețile voastre. Și asta e lucru mare. Știți de ce îmi pare rău? Dacă mai țineți minte, pe 22 decembrie, numărul 9, aveam acolo un loc pentru masă, în subsol. Totodată pe lună, duminica a doua, dacă vă aduceți aminte seara, era seara celor în vârstă. Și făceam chef cu voi. Vă mai aduceți aminte? Că acolo m-am îngrășat eu. Cu voi. Vreau să vă spun că vă iubim. Și cu voi am terminat. Și voi să nu vă temeți de bătrâneți. Fiți optimiști. Dacă vedeți că vă mai rămâne ptiale în plus, slăviți pe Domnul. Dacă vedeți că nu vă puteți lega la șireturi, tăceți din gură. Se poartă acum la modă pantofi călcați. Direct faceți șlab din ei. Nu vă mai frământați. Că-s la modă acum. 1000 de euro pe de pantofi din aia. Călcați așa pe ei. Moda vă ajută. N-ați fost niciodată la modă până acum. Dumnezeu ne-a promis că din tinerețea noastră până la bătrânețea noastră va fi cu noi. De-aia râdeți. Știți ce spune despre femeia adevărată în Proverbe 31? Ea râde de ziua de mâine. De ce? Dumnezeu e deja acolo. Poartă de grijă. Poartă de grijă, vă poartă de grijă. Asta e promisiunea Lui. V-am purtat pe spinare, în spinarea mea, ce Domnul, aici în spate v-am purtat. De la tinerețea voastră și până la bătrânețea voastră, eu sunt același. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm pentru toți frații și surorile în vârstă din biserica noastră. Și aș vrea să ne rugăm pentru noi, ca atunci când se va instala bătrânețea peste noi, să nu fim niște oameni morocănoși și amărâți și ciudoși pe toată lumea, ci să fim niște oameni veseli, să fim o pildă pentru ei, pentru toți. Să vadă că ne e inima frumoasă. Ne e inima tânără. Ne e inima tânără. Haidem să ne rugăm Domnului. Amin. Plec cu inima plină de bucurie din locul acesta și au venit foarte multe amintiri peste mine. Într-o zi poate o să vă povestesc mai multe de ei, pentru că pot să scriu o carte despre asta. Mi-am adus aminte, mă n-am vrut să vă spun, asta e tare fain chestia, că eram acasă cu copiii, copiii erau mici, nu văzusă niciodată Moș Crăciun până atunci. Florița Luca s-a îmbrăcat în Moș Crăciun. De atunci nu le mai trebuie la pruncii mei. O venit la mine foarte frământat, o zis, tati, zice, Moș Crăciun, nu-i bărbat, totuși până la urmă. Zic, de ce? Da, zice, parcă fumuiare, zice, deci crăpat. Și-a pus o barbă din aia, vocea trădată până la urmă, și-a și răgnit la ei, era să și bată, că era așa dintr-o bucată. Mă duc într-o zi, vin la biserică, era joia, Și zice Florin Lezeu, hai să beam o cafea înainte, era după masă. Mă duc și ne așezăm aici pe o terasă. Când să mă scol de pe scaun, mi-am dat seama că nu mai pot scula termenele de plastic. Cineva a pus o gumă de mestecat acolo. S-a dus pe pantalonii mei negri. Când ajung în fața bisericii, apare sora Urica. Avea vreo 80 de ani, 70 și ceva de ani și atunci. Și că tăi ai probleme, așa am. Nu m-a văzut că deschide geanta ei, poșeta, Gucci ce era, nu mai mi-aduc aminte că era. Deschide și scoate un cuțit de acolo, un briceag și desface. Deci amuia rezolv. Întâi stăteam în fața bisericii și ea lua guma nemestecat cu cuțitul. Vine fratele Nicolae Lezeu, ce faci acolo cât Aurica? Dar zice, s-o așeza pe scaunul celor batjocoritori. Ea avea și versete biblice, știi? S-o așeza pe scaunul celor batjocoritori. După ce a terminat operația aia, zice către mine, stilou! Era ca și chirurgii. Eu scriam cu stilou și atunci. Pui stiloul la sora. Nu mă văd că ea cerneală și pune pe locul ăla. Nu, am o duce și predică, zice către mine, că nu se mai vede. Grămadă. Mă enervau că mi-aduceau bomboane. Bă, aveam 20 și ceva de ani, eram pastor. Bă, îs mare, îs matur, îs păstorul vostru. Și sora Betea toate venea și n-am niște bomboane. Bă, dar îs mare, nu-s mai copil. Pentru noi tă prung, rămâi până mori. Asta este. Am avut niște oameni extraordinari. O biserică mare se face cu oameni mari. O familie mare se face cu bătrâni. Vă rog frumos să aveți grijă de voștri. Vă rog frumos să aveți grijă de ei voștri. Vă rog să-mi promiteți că nu se duceți niciodată la azil. Dacă vreți să vedeți drama familiilor, duceți-vă la Viorela Dumbrava și veți vedea ce înseamnă sute de bătrâni abandonați. Nu se face așa. Eu au avut grijă de noi când am fost noi mici și neputincioși. Voi să aveți grijă de ei când sunt în vârstă și neputincioși. Vă purta pe brațe în primii ani, purtați și voi pe brațe în ultimii lor ani, bine? Aveți grijă de ei, sărutați-i, vorbiți cu ei la telefon, nu vă depărtați de ei. Chiar dacă nu, Doamne binecuvintează România și binecuvintează toți frații bătrâni din România, pentru că Dumnezeu a zis că le poartă de grijă, dar eu cred că prin noi, și haideți să spunem împreună și harul Domnului nostru Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți.